Creștinii catolici romașcani, alături de cei din întreaga lume, așteaptă cu nerăbdare să afle numele viitorului papă. Conclavul pentru desemnarea noului papă a început astăzi, cei 115 cardinali electori adunându-se pentru a lua marea decizie. Astăzi, în ziua de 12 martie, a început la Vatican conclavul de alegere a Sfântului Părinte Papa. Cine va fi acest succesor al Apostolului Petru, cine va fi întâi stătătorul Bisericii Catolice, va fi alb, va fi mai galben, va fi mai negru, va fi un om practic sau va fi un om al birocrației? Sunt multe întrebări pe care credincioșii și le pun în aceste zile. Un prim răspuns îl vom afla în seara aceasta, când pentru prima dată în acest an va ieși fum, vom vedea de ce culoare, de pe hornul acelei sobe din Capela Sixtină. Dacă astăzi fumul nu va fi alb, înseamnă că lucrările conclavului vor continua și zilele viitoare și până la alegerea noului papă, cardinalii vor fi adunați în conclav pentru această activitate. Putem spune că sunt cele mai secrete alegeri care au loc în lume, întrucât toți cardinalii și personalul auxiliar care deservește în aceste zile Capela Sixtină și toate locuințele unde vor locui cardinalii au depus un jurământ de a nu divulga absolut nimic din ceea ce se spune acolo. Și în momentul în care fumul alb va anunța alegerea papei, vor începe să bată și clopotele Bazilicii Sfântul Petru, după care noul ales va ieși în fața mulțimii, își va prezenta numele și un motto pe care îl pune la începutul pontificatului său. Pentru noi credincioși catolici, sigur că este o perioadă de rugăciune, o perioadă de așteptare, o perioadă în care suntem îndemnați să ne rugăm mult, pentru ca Duhul Sfânt să ilumineze pe cardinal să aleagă persoana cea mai potrivită. Poate să fie un cardinal, poate să fie un episcop sau poate fi chiar un preot. Nu e neapărat ca persoana aleasă să fie în rândul cardinalilor, dar tradiția din ultimele secole ne arată că această persoană este aleasă din colegiul cardinalilor, întrucât aceștia cunosc cel mai bine realitățile bisericii. Avem această speranță că noul ales va fi pe placul întregii comunități a credincioșilor catolici, deși nu mergem la vot, prin rugăciunea noastră și prin adeziunea noastră, noi acceptăm voința cardinalilor și sigur toate acele modalități concrete prin care întâi stătătorul bisericii ne îndeamnă să-L urmăm pe Hristos și să fim fideli învățăturii sale. Alegerea celui de-al 266-lea suveran pontif va pune capăt unei luni agitate care a început la 11 februarie, atunci când Papa Benedict al XVI-lea și-a anunțat în mod neașteptat demisia la vârsta de 85 de ani. De atunci au fost emise numeroase speculații privind viitorul papă. Acesta va trebui să întrunească în același timp abilități de administrator ferm, de păstor care să prezinte cu căldură mesajele Evangheliei, de teolog, reformator modern, dar și care respectă tradiția. Va fi un italian, un european sau un cardinal din Sud, vom afla cât de curând.